dosarele cu candidaturile, totul este ok, de aici le ducem la judecătorie, se va duce cineva cu ele la judecătorie, deci un exemplar la judecătorie. Aredeu și-a făcut treaba așa cum trebuie, vă spuneam și înainte, că în glumă mi-am spus înainte și încă o dată vă repet, pare rău, vă spun în glumă, pentru că la noi tot a mers ok și așa cum trebuie să meargă într-un partid organizat și într-un partid care se respectă și își respectă și cetățenii. Care este ținta electorală a ARD? Câștigăm toate colegiile. Și câți parlamentari? Ei, asta nu pot să vă spun. De câștigat pot să vă spun, dar nu pot să vă spun pentru că pe urmă intrăm în morișca pe care o știți și dumneavoastră. Știți că și data trecută am câștigat tot, va veni cineva după locul 3, altul după locul 2, diferență mare de voturi. Poate de data să vom fi noi cei care vom veni de jos, nu știu. Deci noi asta dorim și asta este ținta, aici sunt toți colegii mei, vrem să câștigăm toate colegii, să facem aceeași figură pe care am făcut-o bună, pentru, nu pentru noi, pentru cetățeni, pentru cei care au votat și la alegerile locale. Deci ne bazăm pe ce am avut atunci pe bagajul de voturi, însă vrem să-l extindem. Din cauza asta, îi vedeți și pe candidați, sunt oameni care sunt oameni ok și sunt oameni care vor face treabă pentru oamenii care o să-i trimită în Parlament.